Situația în țară, în urma condițiilor meteo nefavorabile, revine la normal. Totuși, mai sunt încă localități deconectate de la energie electrică, iar pe drumuri continuă dezăpezirea și împrăștierea materialului antiderapant. Amănunte are colega mea, Lucia Vieru. Lucia, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Leanca! Bun găsit, doamnelor și domnilor! În această dimineață mai erau deconectate de la energia electrică încă 5 localități din raionul Rezina. Este vorba despre sate precum Otac, Bușeu, Caroșcani, Lalova, Cuizăuca, însă distribuitorii de energie electrică au dat asigurări că acestea vor fi reconectate la energie pe parcursul zilei de astăzi. În același timp, responsabilii de la Administrația de Stat a Drumurilor continuă lucrările de dezăpezire și împrăștire a materialului antiderapant pe traseele din țară. În ultimele 24 de ore pe trasee au fost implicate 448 de unități de tehnică și în jur de 400 de muncitori de la Administrația de Stat a Drumurilor și au fost împrăștiate în jur de 3000 de tone de material antiderapant. La moment, trasee blocate în țară nu sunt, însă se circulă cu dificultate pe anumite drumuri din Cantemir, mai exact pe anumite tronsoane din Bobocica, Ceadărlunga, Doina și Coștangalia. În același timp, în această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că în ultimele 24 de ore salvatorii de la IGSU au intervenit în 31 de situații de deblocare a autoturismelor pe trasee. Cele mai multe misiuni au fost în municipiul Chișinău și raioane precum Ialoveni, Ungheni, Hâncești sau Cantemir. Cât privește situația cu instituțiile de învățământ, mai mulți elevi astăzi încă rămân acasă, însă mâine, 11 ianuarie, vor reveni la studii elevii din municipiile Chișinău și Bălți și raioanele Anenii Noi, Orhei, Taraclia, Glodeni și Strășeni. Este de menționat faptul că ieri, 9 ianuarie, și-a încheiat activitatea Centrul de Dirijare în Situații Excepționale, însă autoritățile monitorizează în continuare situația din țară. Acestea au fost informațiile. Mulțumesc!